Un român și-a pierdut viața într-un accident auto în Belgia. Acesta a fost proiectat prin geam și strivit de dubița în care călătorea. Autoturismul era înmatriculat în Mehedinți. Atenție, urmează detalii și informații care vă pot afecta emoțional. Un român în vârstă de 44 de ani cu cetățenie franceză a fost ucis pe loc într-un accident pe autostradă în Belgia. Acesta era într-o dubiță înmatriculat în Mehedinți. Accidentul s-a produs în jurul orei 15.20. Înainte cu câțiva kilometri, șoferul făcuse o oprire pentru umflarea unei envelope. După ieșirea din localitatea Tienet, o anvelopă s-a spart și șoferul a pierdut controlul volanului. Autoutilitarea a traversat de pe prima pe a treia bandă, iar acolo a lovit parapetul central de beton. Impactul a catapultat mașina înapoi și a răsturnat-o. Bărbatul care nu purta centura de siguranță a fost aruncat pe geam și strivit de dubiță. În autoturism se aflau cinci bărbați din România și doar cei doi din față aveau centurile puse, ceilalți au fost norocoși. Conform autorităților belgiene prezente la fața locului Dubița nu circula cu viteză.